Iată aici unde noi ne întâlnim, avem întâlniri de suflet, unde discutăm despre sănătate, despre menținerea sănătății naturale, menținerea naturală a sănătății. Vă salut, dragii mei, vă salut, dragile mele, bun venit la canalul Frumuseții Vârstei Elegante. Mă numesc Veronica Sandu, sunt medic-cosmetolog, specialist al modului de viață sănătos. Mă aflu aici în oficiul companiei Green World, unde noi aducem informație pentru cei însetați de cunoștințe în ce privește modul de menținere naturală a sănătății. Compania Green World este o companie transnațională care elaborează preparate pentru toată familia, la baza căreia stă medicina orientală chineză, sistemul celor cinci elemente ale naturii. Un sistem care ne menține natural sănătatea. Un sistem cu o filosofie și un concept cu tradiții orientale. Și mi-am propus și v-am întrebat dacă vă doriți să cunoașteți mai multe despre acest sistem al sănătății care concepe și cele cinci elemente ale naturii și conceptul Yin-Yang. Mi-ați răspuns că vă doriți și eu cu mare plăcere voi începe o serie de filmulețe despre ce este acest cerc al celor cinci elemente, de ce nouă ne trebuie și de ce el și cum ne ajută să ne menținem natural sănătatea. Dar voi fi după cadru pentru ca voi să percepeți mai bine ceea ce voi prezenta și să începem și într-un ceas bun, cu Doamne ajute! Două energii fundamentale, Yin și Yang, femininul și masculinul, care tind să se unească și creează și dau naștere celor cinci elemente ale naturii. Apa, lemnul, focul, pământul și metalul, numite și cinci faze de dezvoltare ale energiei, cinci elemente care se armonizează între ele și sunt în permanență mișcare. Și desigur că aceste cinci elemente generează toate fenomenele naturii. Filosofia chineză privește organismul uman ca pe o versiune în miniatură a Universului. Și procesele vitale sunt în continuă mișcare, sunt legate între ele. Noi suntem legați cu natura. Noi iubim să fim cu natura, să admirăm munții, să ne odihnim la un copac, să ne încălzim la soare, să stăm. Aceste energii primordiale, Yin și Yang, și aceste cinci elemente sunt un echilibru dinamic. Fiecare element guvernează două organe, un organ Yin și unul Yang. Apa guvernează rinichii și vizica urinară. Lemnul guvernează ficatul și vizica biliară. Soarele sau focul guvernează inima și intestinul subțire. Pământul guvernează stomacul și splina. Metalul guvernează plămânii și intestinul subțire. Fiecare element îi corespunde un anotimp, o culoare, un gust, o emoție. Acum s-a dovedit că fiecărui element îi corespunde și o notă muzicală și un sunet. Acum s-a dar. La baza acestora stau diferite terapii. Fiecare element, fiecare organ sunt în mișcare printr-un ciclu creativ, printr-un ciclu dinamic, productiv. Fiecare element este urmat de un altul. Ciclul constructiv sau ciclul de creație
ciclul de productivitate, apa, cu proprietățile ei reci, în iarnă, în dispariție, de culoare neagră, cu gustul sărat, cu emoția fricii, dă naștere primăverii, dă naștere culorii verzi, dă naștere emoțiilor, furiilor, cu gustul acru. După primăvară vine vara, culoarea roșie, căldură, bucurie, cu gust amar, ca iubirea. Iar focul va da naștere pământului, va da naștere umidității, schimbării, culoarea galbenă, cu gust dulce, cu gust dulce al fructelor, a roadelor care ne dă pământul, cu îngândurare. Iar toamna vine cu culoarea albă, cu timp uscat, totul se culoarea albă, cu un gust picant, cu tristețe, cu uscăciune și cu toate elementele metalului. Și iată, acest ciclu în permanență ne ajută să ne creăm. Fiecare organ, fiecare celulă yin va da naștere o alte celule yin în celălalt element, în celălalt organ. Și astfel organele se susțin una pe alta. Dar este și ciclu destructiv. Dacă este blocaj, dacă nu este armonie, dacă organele nu sunt sănătoase, atunci se începe funcția destructivă. Surplusul de apă în rinichi va face ca inima să bată mai greu, iar focul inimii va arde plămânii și vor usca. Blocaj în intestinul gros va aduce disfuncții a bilei și a ficatului, iar ficatul va distruge stomacul și splina. Noțiuni generale, câte ceva despre ficatul este generalul în organism, este cel care controlează, este cel care dă comandă, ficatul dă comandă vizicei biliare, iar vizica biliară îndeplinește. Ficatul are mai multe de 500 de funcții, dar cea mai importantă este funcția de formare a globulelor roșii, depozitarea sângelui, depozitarea globulelor roșii. Ea, cea care are grijă ca fiecare organ și mai ales mușchii și ligamentele să primească suficientă cantitate de sânge, un sânge pur calitativ. Faptul că se depozitează în ficat sânge calitativ, ficatul poate sintetiza și proteinele, și lipidele, și glucidele. Ficatul ne dă energie, ne energizează, formează globulele, sintetizează glucidele, sintetizează lipidele, produce bila de detox. Toate produsele metabolice trec prin ficat și se elimină în afară. Depozitarea vitaminelor, depozitarea mineralelor, sinteză de lipide, sinteză intră și iese, se ridică și coboară. Energia din ficat va coborî cu bila în vezica biliară. Iar în cazul când este blocaj și energia ficatului se revarsă în stomac, se revarsă în stomac, atunci desigur că vom avea vomă, grețuri, disfuncție. Insuficiența energiei în această zonă se va manifesta prin furie, depresie, ochi roșii, vârtej.
Holelitează, probleme în vizică, holelitează, holecistite. Nu se absorb mineralele și vitaminele. Părul devine subțire, unghiile se rup, ochii roșii, unghiile nu lucesc. Energia pozitivă aceasta este pozitivă, atunci noi vom fi calmi, echilibrați, vom fi plini de dăruire și de iubire. Eu vă mulțumesc că ați fost cu mine, vă mulțumesc pentru interesul care îl aveți pentru sănătatea voastră și cu plecăciune stimez și le doresc multă sănătate celor care folosesc cu credință preparatele companiei Green World. Preparate certificate, preparate naturale, preparate cu un efect bun, preparate care ne ajută să ne vindecăm și să ne menținem în formă, să avem o viață calitativă. Vă îmbrățișez și vă iubesc, vă aștept și la alte filmulețe. Cu drag de voi, la revedere!